Ați primit toate avizele pentru a deschide talciocul? Societatea Secesatex SRL, înființată în 1991, a obținut toate avizele necesare pentru depunerea avizului și pentru obținerea autorizației de funcționare a talciocului din Alba Iulia. Dacă bunul Dumnezeu ne ajută, începând cu duminică 13 noiembrie, vom deschide acest târg. Mai avem încă de lucru. De astăzi am început să aducem teșghelele și să le montăm. Va trebui să le vopsim, să le dugrăvim. Sper că pe data de 13, adică duminica viitoare, să dăm drumul la acest talcioc. Referitor la taxele, la banii pe care îi vor plăti cei care vor veni să vândă în acest talcioc, vreau să vă spun că va fi aproximativ 1 leu per metru pătrat și pentru cei care vând mașini și pentru cei care vând altfel de mărfuri, iar pentru cei cu alimentație publică voi negocia cu fiecare în parte, probabil acolo prețul va fi mai mare pentru că și vadul comercial va fi mai bun. Fiecare autoturism care va intra în târg va plăti o taxă de 20 de lei. Dacă el își va expune marfa, să zic, pe o suprafață de 50 de metri pătrați, va costa 50 de lei, din care o să îi scad cei 20 de lei care i-a plătit pentru autoturism. Am contractat 4 toalete ecologice, vor fi tomberoane și coșuri de gunoi pentru colectarea gunoiului selectiv, iar ceva nou zic eu că vor avea internet gratuit în jurul tarabelor unde se vor vinde mici vijlii, unde va fi alimentația publică.